purtau doamnele din secolul al XVIII-lea, acest simbol al eleganței continuă să fascineze. Parfumurile au fost pe vremuri rezervate luxului și accesibile în special nobililor, iar primii regi ai României foloseau același parfum. Regele Carol I și regina Elisabeta ai României foloseau același parfum. Este vorba de apa de colonie de la Farina. Se mai fabrică și în zilele noastre, dar nimeni nu-și mai amintea că în urmă cu 140 de ani a fost parfumul preferat al primilor regi ai României. O profesoară de germană de la Colegiul Goethe a făcut această descoperire în timp ce documenta în arhivele din Viena și Germania o carte despre regina Elisabeta României. Casa de parfumuri există și astăzi în orașul Köln din Germania. Regele Carol I comanda cam 8 sticluțe din acest parfum, care are o notă de lămâie, de bergamotă, de portocal și o rețetă secretă. Descendentul familiei nobiliare Farina a spus că nici nu este greu să păstrezi rețeta secretă. De fapt, se modifică cu fiecare recoltă. Wie gesagt, auch schon der Vater von Karol dem Ersten war also schon hier Kunde und auch in seiner Zeit als er in Düsseldorf Gouverneur war, hat er also hier immer gekauft. Und Karl der Erste ist quasi mit Eau de Cologne groß geworden. Und als er dann König von Rumänien wurde, hat er am ersten Tag, am 22. Mai 1881, uns den Hoflieferantentitel erteilt. Parfumeria Farina avea însă brevet de furnizor de la alte 50 de case regale ale Europei. Regii britanici, de exemplu, făceau comenzi uriașe. La Muzeul Parfumului din Capitală am aflat că fiecare dintre regii României a avut un parfum preferat. Putem să vorbim despre parfumul Mont Boudoir pe care îl folosea regina Maria României și care era creat de către Casa Cubigan. Putem să vorbim despre parfumul Joy de la Jean Patou, parfumul pe care îl folosea regina mama Elena, parfumul purtat de către majestatea sa, custodele curoanei, Margareta, flori de rocai de la celebrul brand Caron, parfumul Jean Fizz de la Lubin. Regele Mihai, el folosea mai mult un brand londonez, Floris, și Penhaligon. Întreaga poveste a parfumurilor regale o puteți afla sâmbătă la emisiunea Ora Regelui, când vă vom spune și ce parfumuri foloseau Napoleon Bonaparte sau prințesa Grace Kelly.